Creț de Bucovina se poate face atât la mânecă, ca și brățară, cât și la gât. Modul de execuție este conform acestei scheme, iar practic se execută astfel. Sar peste 10 fire, iau două fire pe ac, mă întorc cu două fire înainte de punctul de la care am plecat, iau două fire pe ac. Mă duc sus, le iau din nou pe aceste două fire și strâng. Mă mut patru fire la dreapta. Sar peste 10 fire. Iau două fire pe ac. Mă duc cu două fire înainte de punctul de la care am plecat, iau două fire pe ac, le iau din nou pe cele de sus și strâng. Mă mut la dreapta cu patru fire, sar peste 10 fire. Cât sunt mai multe fire peste care sar, cu atât se strânge mai mult pânza. Paralel cu acest șir de pași, la patru fire distanță de el, fac un șir similar. Merg patru fire la dreapta. Sar peste 10 fire. Iau două fire pe ac. Întorc cu două fire înainte de punctul de la care am plecat. Iau două fire pe ac. Și strâng. Astfel se formează aceste alveole, în interiorul cărora putem coase mărgele.